Bine v-am găsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea, iar astăzi vom discuta despre regula de 3 simplă, matematică clasa 6. Ce este regula de 3 simplă? Regula de 3 simplă este un procedeu folosit pentru determinarea unor mărimi aflate într-o relație de proporționalitate directă sau invers. Reamintim, două mărimi sunt în relație de proporționalitate directă dacă depind una de cealaltă și atunci când una crește de un număr de ori și cealaltă crește de același număr de ori. Două mărimi care depind una de cealaltă sunt în relația de invers proporționalitate, dacă pe măsură ce una crește de un număr de ori, atunci cealaltă mărime scade de același număr de ori. Observați! În probleme comparăm mărimile și reprezentăm direct proporționalitatea între acestea prin săgeți orientate în același sens, iar invers proporționalitatea folosind săgeți orientate în sensuri diferite. Orientarea săgeților între mărimile de același fel se face în sensul de la cea mai mică către cea mai mare. Să vedem acum o aplicație. Aici vom dezbate regula de 3 simplă pentru mărimi direct proporționale. Problema ne spune următoarele. 5 kg de struguri costă 30 de lei. Cât costă 9 kg de struguri de aceeași calitate? Pentru rezolvarea acestei probleme, o reprezentăm ca în imagine, așezând mărimile de același tip unele sub altele. Observăm că odată cu mărirea cantității de struguri achiziționate, se mărește și prețul. Acest lucru îl reprezentăm conform convenției anterioare prin săgețile de mai sus. Deci, cantitatea de struguri și prețul să mărim direct proporțional. În acest sens, obținem egalitatea rapoartelor 5 supra 9 egal cu 30 supra x. De aici, deducem că x este 9 ori 30 supra 5, adică x este 54. Am notat cu x costul celor 9 kg de struguri de aceeași calitate. În acest sens, soluția problemei noastre este x egal cu 54 de lei. Să vedem în continuare o altă problemă, de data aceasta, care să facă trimitere la aplicarea regulii de 3 simplă pentru mărimi invers proporțional. Problema ne spune că avem 6 muncitori care execută o lucrare în 8 zile, și ne întreabă în câte zile, lucrând la fel, vor termina lucrarea 4 muncitori. Reprezentăm problema conform datelor din imagine, așezând mărimile de același fel, unele sub altele. Am convenit să notăm cu x numărul de zile necesar terminării lucrării de către cei 4 muncitori, bineînțeles lucrând la fel. Constatăm că, micșorându-se numărul de muncitori, se va mări numărul zilelor de lucru. Deci, mărimile noastre sunt invers proporționale. Atunci, săgețile orientate, ca în imagine, ne precizează acest lucru. În consecință, deducem egalitatea rapoartelor. 6 supra 4 egal cu x supra 8. Din această egalitate a rapoartelor, vom exprima mărimea necunoscută x ca fiind raportul dintre 6 ori 8 supra 4. În urma simplificărilor și efectuării calculelor, obținem că x egal cu 12. X reprezintă numărul de zile în care cei 4 muncitori vor termina lucrarea noastră. Așadar, soluția problemei este x egal cu 12 zile. Cu speranța că aceste două probleme
v-au lămurit noțiunea de regulă de 3 simplă pe care o regăsiți în diverse tipuri de probleme, vă mai aștept la o nouă întâlnire. La revedere!